Pandurii nu au reușit să spargă gheața cu o victorie pe teren propriu, dar au mai marcat un gol în confruntarea cu viitorul lui Hagi. Alex Dos Santos a înscris primul gol al partidei de pe Municipal, iar oaspeții au egalat în minutul 82, scor final 1-1. Este primul punct pe care îl obține umbra echipei care a fost vicecampioană sezonul trecut de când Grigoraș a preluat comanda. Tehnicianul spune că a fost cel mai bun meci de când s-a reîntors la Târgu Jiu. Vorbesc de echipa asta doar de când am venit eu. Asta e a treia etapă. Sincer, cred că a fost cel mai bun joc astăzi față de meciul cu Timișoara și cel cu Vasluiu. S-a încercat mai mult. Am avut și câteva situații foarte clare. Am reușit să marcăm până la urmă, dar, din păcate, potența fizică n-a ținut decât vreo 70 de minute, 75 de minute și, pe final, am primit un gol dintr-un out. Grigoraș le cere răbdare suporterilor și conducerii. Până să termină anul ăsta o să ne chinim foarte mult, după cum am văzut că se prezintă echipa. Dar am convingerea că, odată cu vacanța și cu nouul sezon, echipa va arăta mult mai bine. Oaspeții se află în zona minată a clasamentului, iar punctul obținut la Târgu Jiu nu le va fi de mare folos. Antrenorul echipei lui Hagi, Bogdan Vintilă, a fost dezamăgit că jucătorii săi nu au fructificat ocaziile de gol. Rezultatul a fost însă unul mulțumitor pentru ambele tabere. A fost un joc greu din punctul nostru de vedere. Știam că domnul Grigoraș nu se împacă cu ideea de a nu marca gol. Știu că este un antrenor ofensiv și ne-am așteptat la un joc foarte ofensiv al Pandurilor. Am încercat să ne închidem și să speculăm pe contraatac. De câteva ori am reușit. Nu am reușit să ne materializăm toate ocaziile avute. Este adevărat că și am avut și noi șansă la anumite ocazii ale lor. Până la urmă consider că rezultatul de egalitate este meritat pentru că a fost un joc deschis. Dat fiind faptul că Pandurii s-au dovedit a fi salvatorii echipelor cu probleme din Liga 1 și Vintila a recunoscut că jocul foștilor vicecampioni le-a dat speranțe să viseze la o victorie pe Municipal. Jocul Pandurilor îți dădea speranțe să câștigi. Am încercat să le spun băieților că odată cu venirea domnului Grigoraș situația se va schimba și așa a fost. Consider că trebuie să mergem la victorie, indiferent cu cine jucăm. Chiar și cu Pandurii, chiar și cu Petrol, cu oricine. Și dacă reușim să ne impunem, bine, dacă nu, asta e viața. Gorjenii rămân fără victorie de 5 meciuri. Gorjenii au înregistrat 3 înfrângeri cu FC Vaslui, ACS Poli Timișoara și FC Botoșani, respectiv 2 egaluri cu Săgeata Năvodar și Viitorul Constanța. Ultimele 3 sub comanda lui Petre Grigoraș. Următoarea confruntare este programată pe 12 mai împotriva campioanei Steaua București.